Salut, Airsoft 6, numele meu este Maioru, iar acesta este un AK-103, fabricat de CIMA, mai exact modelul CM031. Această jucărie este destinată jucătorilor din categoria entry level. Ce înseamnă asta este că are un preț de achiziție foarte mic, în pachet sunt incluse foarte multe accesorii utile, iar posibilitățile de upgrade sunt bune și ele. Exteriorul jucăriei, datorită categoriei entry level, este construit atât din plastic cât și din metal. Elementele din metal oferind o bună platformă pentru cele din plastic, alcătuind un ansamblu foarte robust, rezistent și fiabil. Începând din partea frontală, flash hider-ul este din metal, cu desfiletare spre partea dreaptă, țeava externă este din metal, cătarea este din metal, tubul de efector de gaze din metal, ulucul este fabricat din plastic ABS, are o formă foarte bună ce permite o prindere fermă, cătarea este reglabilă, bineînțeles, din metal. Partea superioară a corpului este din metal, iar corpul în sine este din plastic ABS de calitate. Prinderea patului este de asemenea din metal, patul și mânerul fiind din plastic ABS. Accesoriile incluse în pachet sunt o verja de curățat țeava internă, un încărcător high-cap din plastic ABS, o baterie de 8,4V, 1200mAh, de tip compact, ce este magazinată în pat. Îndepărtând aceste două șurubele, putem scoate capacul și avea acces la spațiul destinat bateriei. Acest model este destinat platformă Tokyo Marui. Asta ce înseamnă? Partea frontală și partea din spate se îmbină prin patru șurubele. Asta înseamnă platforma clasică Tokyo Marui. Nu o încurcați cu platforma îmbinată prin pin. Elementele pentru upgrade exterior sunt împărțite în două categorii, pentru AK-urile platformă Tokyo Marui și pentru AK-urile cu pin de care v-am menționat mai devreme. Aceasta este platforma clasică Tokyo Marui. Astfel, toate accesoriile care le veți cumpăra să aveți grijă să fie compatibile cu această platformă. În interior găsim un gearbox versiune 3 standard din metal cu bune posibilități de upgrade. Camera de hop-up este din policarbonat. Aici este reglajul camerei de hop-up. Țeava internă are un diametru standard de 6,0 mm și o lungime de 455 mm. Viteza este de aproximativ 110-115 metri pe secundă, iar cadența este de aproximativ 12-15 bile pe secundă. Se recomandă achiziționarea unui acumulator mai performant. Se pot utiliza acumulatori nichel-metalat de 9,6V. Capacitatea patului este destul de bună, putând fi utilizați chiar și acumulatori de tip large. Poți utilizați acumulatori de tip LiPo, 7,4V, atenție însă, nu mai mari, nu de 11,1, aceia sunt puțin cam mari pentru aceste interne și odată folosit, internele au de suferit. Folosiți bile de calitate, niciodată nu le refolosiți. Se pot utiliza bile cu greutăți de 0,25 grame pentru performanțe optime, după cum am spus. Este dotat cu o cameră de hop-up reglabilă, astfel distanța de angajare este destul de bună. Această jucărie poate fi achiziționată pe site-ul nostru, airsoft6.ro, tot acolo veți găsi și încărcătoare de schimb, atât high-cap cât și mid-cap, producție CIMA, diverse modele. Consumabile și accesorii pentru această replică, tot acolo veți putea întâlni. Dacă aveți întrebări cu privire la acest AK, vă rugăm să ne scrieți pe adresele de e-mail office@airsoft6.ro sau tech@airsoft6.ro. Nu uitați, fiți responsabili! Airsoftul este un sport ce trebuie tratat cu seriozitate. Protejați-vă ochii și respectați-vă colegii de joacă. Mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere!